Sorin a venit cu cățelușa Lisa, pe care a ținut-o acasă în adăpost temporar până s-a făcut bine după operație de hernie. Acum se desparte de ea cu greu, însă știe că noi stăpânii abia așteaptă să o îngrijească. Păi, e botezată deja. Deja e botezată? Lisa. Depinde de fiecare om în parte, este ceva minunat. Eu cred că am salvat zeci de câini. Unde îi țineți? Aveți casă, apartament? Și la casă și respectiv cățelușa Lisa. Am ținut-o 10 zile acasă, a fost operată de operație de hernie, am ținut-o 10 zile acasă. Și acum cineva a adoptat, ați rămas fără ea. Da. Și m-am luat așa de ea. Ne place. Suntem posesori de mai mulți câini. Mai avem acasă încă doi, de două rase diferite, și mai mare și mai mic. E bine ca oamenii să adopte căței. Da, bineînțeles. De ce să nu? Și ei sunt suflete. Este foarte frumos și... Păi, mi s-a părut că este cel mai energic și lipicios. Și ai decis să-l iei acasă? Da. În Bistrița sunt 11.000 de câini fără stăpân. Asociațiile de protecție a animalelor încearcă să reducă numărul lor prin sterilizare și adopții. Sute de câini din adăpostul orașului au fost deja adoptați, în special în străinătate. Așteptăm iubitori de animale care să-i adopte, să iubească, să le ofere ceea ce nu le-au putut oferi cei care i-au lăsat pe stradă. De unde provin ei? Ei provin de pe stradă, din cutii aruncate pe coclauri, în șanțuri. Căței aduși pentru adopții sunt vaccinați, deparazitați și au carne de sănătate. Adopția nu îi costă nimic pe noi stăpâni. Asociațiile vor urmări dacă animalul adoptat este bine îngrijit. În primele două ore de la deschiderea expoziției au fost adoptați 4 pui. Găsăină.